Prieteni dragi, bine v-am regăsit la Timpuri Povestite! La o promenadă obișnuită, în cel mai renumit loc din Paris, un bărbat înalt în floarea vârstei pășea agale pe Champs-Élysées, însoțit de doi amici. Calea îi vine tăiată de o tânără fată care mergea la pas rapid, cu chipul plecat, cu pălărioara prea acoperindu-i ochii. Nu era de fel un inconvenient, căci detaliul contribuia intenționat la observarea altor aturi feminine, de exemplu, un maxilar oval, pielea albă a unui gât care se prelungea într-un decolteu generos și apetisant, la limita decenței și a îndrăznelii. Femeia ridică privirile întreagăt cât să schițeze un salut oblic cu capul mai mult din pălărie, mai ales că nu știa cui îi se adresea, dar era musai să răspundă cordial unui bărbat care se oprise în loc să o salute. Să o salute tot tăcut, dar cu o reverență ceva mai adâncă. Trece mai departe femeia, care se dovedea a fi una foarte tânără după trăsături, și se grăbi să intre în hotelul din care domnul cel însuțit de-abia ieșise, Élysée Palace. Și în acea zi a anului 1900, perioada Belle Époque exploda de lume elegantă și rafinată. Acolo, în acel monument Art Nouveau, era locul de întâlnire al elitei mondene. Diplomați, politicieni, capitani coronate, industriași, toți sub nume ascunse să se poată bucura în voie de o distracție pe cinste. În Élysée Palace și în împrejurul său se afla creme de la creme de la societate. Și dacă erai acolo, dacă îți permiteai să fii cum necum, te puteai bucura în voie de noile cunoștințe pe care ți le făceai, ori te simțeai mândru când treceai pe lângă un cap încoronat. Era o distracție în sine să poți recunoaște personalitățile care se plimbau agale la tot pasul, mă rog, unele dintre ele, dacă făceai parte din clasa socială corectă. Dacă tânăra noastră doamnă ar fi intrat în hotel câteva minute mai devreme, avea să aibă indicii concludente despre cel care se pregătea de o plimbare însoțit de oamenii săi. În marele hotel, valeții îi făceau plecăciuni ceva mai adânci și se chinuiau cu greu să nu-i zică majestate. Era permis doar sire, mai îndeaproape. Dar tânăra noastră doamnă nici că-și mai aminti că a trecut pe lângă un colos de bărbat înaintat în vârstă. Poate nici nu i-a aruncat o privire cu adevărat, în ciuda staturii sale impunătoare de 1,95 m și a bărbiei albe pe care o purta cu nobilă eleganță. Nici ea nu era scundă, ca să o spunem drept, căci era chiar mai înaltă decât media femeilor acelor vremuri. 1,75 m nu era de dicolea și, cu mersul ei semeț și drept, talia de viespe pe care o avea, o scotea, vrând nevrând, și mai în relief în fața bărbaților. Ei bine, când femeia pieri în dosul ușilor hotelului, cel care nu era nimeni altul decât majestatea sa, Leopold al II-lea al Belgiei, schiță un gest unuia dintre însoțitori, în semn că afle cine este dama, care mergea grăbită înveșmântată în haine atât de scure. Misiunea nici că putea fi mai simplă, dat fiindcă locuiau în același hotel și unei altețe regale ca el îi se deschidea oricând orice registru cu ocupanții camerelor. Era o chestiune de timp să aibă fișa completă a femeii misterioase. Tânăra fată nu sosise de foarte mult timp în hotel și era deja în mare îndoială privind planurile logodnicului ei de a o lua de nevastă. De fapt, era îngândurată peste măsură din cauza situației pe care tânărul său logodnic, locotenentul Antoine Emmanuel Durieux, o reflecta în plan financiar. Și avea și motive să fie îngândurată, căci datoriile la plata chiriei se adunaseră și riscau să fie aruncați în stradă, în plus ei nu mâncau decât câte un sandwich uscat și nu mai ieșeau nicăieri de multă vreme, numai până la socoteală că magazinele pariziene nu erau deloc pentru buzunarul tinerei noastre. Să-l lăsăm la o parte pe Leopold al II-lea al Belgiei să-și facă plimbare incognito prin Paris, cu imaginea tinerii fete în minte și să o prezentăm mai bine. Povestea ei este cam aceasta. Se naște în București ca cea de-a 13-a fică a unui francez stabilit provizoriu pe meleaguri românești în vremea lui Carol I. Jules de la Croix, un proiectant francez, venise cu toată familia să dea o mână de ajutor la dezvoltarea unei industrii metalurgice într-o fabrică care n-a funcționat îndelung. Era pe atunci 1883 și îi se naște ultimul copil, o fică, Caroline Zelia Josephine de la Croix. Familia a alintat-o imediat Blanche, un nume la modă pe atunci. După o mică perioadă de timp, crescută la București, în micul Paris, a revenit cu familia pe meleaguri franceze, dar fără un ban în buzunar. Părinții mor mai târziu și cei 13 frați caută să se descurce singuri.
O soră de-a Carolinei, mai în vârstă cu 20 de ani, trăia în lux datorită unui amant prosper și generos, contele de Beaj. Datorită generozității sale, sora Angel avea acces la saloanele exclusiviste, la locuri de primă linie și la tot felul de distracții de lume bună. Așa că o luă sub aripa ei pe Caroline, pe care o prezenta peste tot ca fiind Blanche. Nu știm exact câți ani avea când viața i s-a schimbat brusc de la sărăcie extremă la lux fără măsură, dar Blanșa noastră vine educată în școli de prestigiu, se plimbă cu trăsura zilnic, iese însoțită de o guvernantă care o învăța bunele maniere. Arta conversației a fost primul atu pe care Blanche îl învață sub tutela surorii sale mai mari, dar, cum fac multe metrese ca sora mai mare, mai ales una ajunsă undeva mai sus, Angela noastră se îndrăgostește de un poet, lefter și mare trișor la jocurile de noroc, care își permitea, când providența, bineînțeles, era de partea lui, să o răsfețe cu ce mai era necunoscut de către Angel. Curând, aceasta îl lasă pe contele care o îngropase în bani și lux și fuge cu poetul, în Buenos Aires, luându, bineînțeles, și pe Blanche cu ei. Blanche crește și devine grațioasă și apetisantă și se pare că începe să iște scandaluri între soră și poetul acesteia. Atrăgea privirile, lucru care îi adăugase multe dușmance, femei mai ales pe listă, iar una dintre ele era chiar sora ei. Într-un fel, la Buenos Aires, Blanche nu mai avea ce să mai caute pentru că era tot timpul în conflicte cu sora. Așa că întâmplarea face că în hotelul în care locuiau, Blanche descoperă o sumă de bani ascunsă de sora ei pe undeva. Poate un câștig la pariuri, poate bani cu care aceasta fugise. Îi fură și în clipa următoare, deși avea numai 15 ani, își luă o mică valiză și ținu direcția portului către Europa. Înaltă și grațioasă, unsă deja cu alifii de curtezană, mai ales cu portofoliu bogat de minciuni, reuși să convingă comisarul de bord să o lase să se îmbarce, căci avea un tată bogat la Paris și care era foarte bolnav, iar în Buenos Aires, sora ei de asemenea era bolnavă și nu o putea însoți. Blanșa noastră avea îndrăzneala unei aventuriere, una pe care a exersat-o îndelung, apoi. Mai târziu, în memoriile sale, scria: femeile mă ocolesc, fie din jenă, fie din gelozie, pentru că adulmecă ceva la mine suspect. Cât despre bărbați, îmi arunc atâtea ochiade și șușotesc atâtea la trecerea mea, încât sunt eu cea care trebuie să-i ocolesc. Pe nava care o ducea înapoi în Europa spre noua sa viață, Blanche devine conștientă de două lucruri, de farmecele ei și de faptul că stârnea suspiciuni prin faptul că era neînsoțită. La Dakar se îmbarcă un tânăr care se prezenta a fi locotenent în infanteria colonială, Antoine Emmanuel Durieux. Blanche este tulburată de magnetismul acestuia, unul irezistibil. Nu știm dacă îi devoalează adevărata vârstă, dar el îi spune că are 33 de ani și că este ofițer în rezervă. Contează că se purta curtenitor și prevenitor, mai ales cu o tânără care mirosea a bănuți și care călătorea singurică. Se pare că se mint amândoi, dar se înțeleg de minune. Despre el mai târziu se află că fusese constrâns să demisioneze din armată din cauza numeroaselor datorii pe care le făcuse și nu avea gradul de ofițer din pricina conduitei sale imorale. Iar dacă a tras-o de limbă pe Blanche despre banii pe care îi mai avea după plata călătoriei, nu e de mirare căci bărbatul cu asta se ocupa. Așadar, n-a că se îndrăgosti de ea, sau de banii ei, de perspectivele ei, și ea de el, și îi promise o viață de lux pe banii acesteia. N-avea nici el niciun fel de căpătâi, dar când ai bani, Élysée Palace din miezul Parisului primește pe toată lumea. Și nici nu te întreabă de adevăratul nume, iar când vrei să impresionezi o damă, nu poți decât să alegi crema societății. Și iată cum Carolina noastră sau Blanche a ajuns să se prefacă că este ținută în puf. Banii s-au păpat repede că viața la Paris e scumpă. Ea, ci că îl implora să plece, dar el nu, că este doar o neînțelegere și că este strântorat de leafa lui cea mică, care, printre altele, nici nu era. Pleca cât era ziua de lungă să parieze la cursele de cai și uneori mai și câștiga. Atunci, hei, amorezii noștri cinau la La Rue și apoi mergeau la piese de teatru, în loje la prima mână, se mai înnoiau cu câte o piesă vestimentară cu care să poată îmbunătăți ceea ce mai aveau. Oricum, trebuia să dea bine când locuiești într-un hotel în miezul Parisului. Când nu erau bani, apa de la robinet și șunca pe pâine era bună și asta.
Problema era că meniul acesta începea să fie tot mai des, iar pe Blanche o oboseau lipsurile acelea pe care nu și le dorise. Dar Duriot al ei așa trăise toată viața. Bine, și ea, dar în etape mai largi. Și iată că, după ce că nici bani nu avea, plata chiriei devenise o problemă, Blanche începuse să se îndoiască că o va mai lua și de mireasă. Avea 16 ani și banii cu care venise în Europa nu mai erau de mult. Și îl constrânge să meargă măcar să depună actele de căsătorie cumva. El face o criză, dar de gura ei n-are ce să facă. Noroc că aveau să mai aștepte încă 3 săptămâni grele, în care riscau să rămână în stradă, căci nota de plată de la hotel rămânea tot neplătită. Cât era ziua de lungă, petrecea la cursele de cai sau pe la saloanele de jocuri de noroc, unde își făcuse nenumărați prieteni, pariori și pierde vară ca el. Nu intra în cazinouri de lux decât atunci când simțea mâna providenței asupra lui, tot mai rar adică, dar și atunci uitând de iubita de numai 16 ani care era acasă, în hotel, de fapt, singurică. Și așa se face că, după ce se dusese să amaneteze puținele bijuterii pe care le mai avea ca să achite ceva din nota de plată a hotelului, Blanșa noastră se întoarce abătută la hotel. Cu mințile aiurea și epuizată de neliniști, cum să mai iei în seamă momentul în care colosul de bărbat cu barbă o salutase? Cine știe cât o mai salutaseră până atunci? A intrat în hotel dorindu-și să se refacă după o oră de somn, când vine trezită de câteva bătăi la ușa apartamentului. Iarăși administratorul hotelului îi apăru gândul acesta în minte, care umplea de panică. Nu vreau să deschide inițial, dar ceva din bătăile de data aceasta nu mai erau nervoase, ci altfel. Era un valet care îi întindea o carte de vizită la fel de elegantă ca tava de argint pe care o avea în mână. Cartea de vizită era a unei doamne, Mornilov, pe care Blanche nu o cunoștea. Aceasta se afla chiar jos în salonul de la intrare în hotel și insista să o primească într-o chestiune de maximă importanță. Mare mirare pe Blanche. Prima dată îi trecu prin minte că era ceva în legătură cu iubitul ei, însă valetul o asigură că doamna dorea o întrevedere doar cu ea și doar în legătură cu ea. Bine, Blanche coboară în salon și se vede cu Madame Mornilov, care îi se prezintă ca soție de bijutier. Aceasta avea pentru Blanche un mesaj și mai interesant. Un domn căruia i-a făcut o impresie foarte bună dorește să aibă o întrevedere cu ea. Este vorba despre un personaj important, însă în alta lui poziție mă împiedică să-i rostesc numele, mai spune Mornilov. Îmi este îngăduit să-i transmit un răspuns pozitiv? În fața unei asemenea propuneri, ești fie interesat, fie contrariat. Blanșa noastră era și una și alta. Răzbi curiozitatea tinerească până la urmă și îi confirmă doamnei că avea să accepte. Poi, de ce nu? Doamna satisfăcută de succes îi dă următoarele coordonate, locul, data și ora. Totul la 10 minute de hotel în care se afla. Cu cartea de vizită elegantă, Blanche se întoarce în camera de hotel cu inima încărcată de un sentiment necunoscut de curiozitate, dar și de o fericire bizară. Să-i spună lui Durieux? Era o dilemă pe care o cântări imediat în favoarea unui răspuns negativ. Până la urmă și el o mințise pe ea și nu-i spusese unde se duce și se mai dăduse și bogat când ea nu avea ce mânca toată ziua, apoi își mai amanetase și bijuteriile să plătească ea chiria. Nu, n-avea să-i spună nimic. Și a doua zi, cu ce-a putut mai bine s-a aranjat și s-a prezentat la locul stabilit unde fu primită de doamna Mornilov în persoană. Aceasta dialoga în semi-umbră cu un bărbat pe care Blanche nici nu-l recunoscu, dar la care ciuli urechile. Da, sire, prea bine, sire. Cine putea fi? Când fu invitat în încăpere, când acesta se ridică de pe fotoliu, fu nevoit să-l măsoare lung cu privirea, căci colosul de om nu se mai termina în înălțime. Și ea era foarte înaltă, dar, în comparație cu Duriot al ei, care era mai scund decât ea, acest om nu doar că era înalt, emana putere, forță și vitalitate de nedescris în ciuda bărbiei sale albe. Discuția a fost foarte interesantă, dar scurtă. Blanche nu știa cine era, dar n-a rămas perplexă când i s-a confirmat că este regele Belgiei. Însă a uimit-o faptul că doamna Mornilov îi pusese în mâini 2 amulete de jad, 2 amulete chinezești primite chiar de la împăratul Chinei, iar Leopold îi urmărea mâinile. A aflat mai târziu că aceste amulete au ajutat la trecerea cu brio a unui test final. Mâinile ei nu arătau ca cele ale unei curtezane, grăsuțe și mici.
Eiași, nu încă. Erau finuțe cu degete subțiri și slăbuțe atunci, ca ale unei metrese. Blanche află că l-a impresionat trecând pe Champs-Élysées și tot tacâmul. Cum nu putea pune multe întrebări, căci așa trebuia să dea dovadă de bună creștere, avea să afle de la însăși Leopold ceea ce el dorea, iar acesta nu dorea, el decreta. Era un ordin, dar spus pe un ton amical. Vă veți întoarce în liniște la hotel. Veți primi peste puțină vreme tot ce este necesar pentru o călătorie lungă. Veți veni să mă întâlniți în Austria, unde veți trece drept o fină de-a mea pe care o am în Italia, Contesa Rienzi. Blanche este uluită, găsește pe un ton protocolar să ridice obiecție. Dar, sire, cum aș putea face așa ceva? Trebuie să mă căsătoresc în 3 săptămâni. Fetiță, dragă, tu nu știi că lui Leopold nu poți să-i spui nu? Perfect, în acest caz voi avea grijă să ne întâlnim mai devreme, îi răspunde acesta. Ne putem imagina ce reacție a avut Blanche. După acest dialog scurt și cuprinzător, domnișoara noastră de la Croix se întoarce la hotel. Îi vine să strige de fericire tuturor trecătorilor. Se revede cu Duriot al ei, bineînțeles, dar ezită să-i relateze despre această improbabilă întrevedere. În acea seară, sandvișul domnișoarei de la Croix are un gust delicios de secret regal. În următoarea zi se trezește crezând că visease. Duriot pleacă din nou la caii lui, la pariuri și la unde se mai ducea el, evident că nu știa nimic, iar, bineînțeles, directorul hotelului se prezinte la ușă numai lapte și miere. Nota de plată a fost achitată cu generozitate și, mai mult, îi întinde un pachet și cheia unei camere de la etajul întâi care i-a fost pusă la dispoziție ei personal. Lui Blanche nu-i vine să creadă ochilor, deci totul a fost adevărat, n-a visat. În pachet era un portofel de marochin roșu care conținea 20.000 de franci francezi, o avere, și un plic cu indicații precise pentru călătoria care-i fusese anunțată. Cu banii într-o mână, cu cheia în cealaltă, merge la apartamentul care-i fusese arătat. Găsește acolo niște geamantane noi cu monogramă regală, precum și o magnifică trusă de voiaj. Avea 4 zile să se pregătească, așa că Blanche nu mai pierde ocazia. Iese în oraș, își cumpără haine potrivite de la croitorii cei mai de soi și le așează în noile valize în apartamentul destinat ei. Seara și-o petrece cu Durieux, dar ce credeți? Nu-i spune nimic, până la urmă și el o mințise. Totuși este puțin atinsă de remușcări. S-a gândit că în cele din urmă să-i scrie, asta în ultima zi când avea să plece. Îi scrie într-adevăr și îl minte că trebuie să se reîntoarcă la sora ei care i-a trimis bani de drum. Dar nu-i lasă scrisoarea în cameră lui Duriot. Ionmânează directorului hotelului dându-i câteva indicații precise. Până la urmă, hotelierul este obișnuit cu capriciile clienților și apoi îl cunoaște bine pe rege, care mai este și acționar la hotel. Așadar, domnișoara n-avea de ce să-și facă griji, totul era prevăzut, trebuia doar să se strecoare tiptil din casă. Tiptil? De ce era nevoie să se ascundă? Până la urmă, Duriot pleca cât era ziua de lungă. Nu putem ști cum s-au despărțit exact amanții în ziua a patra, însă va afla mai târziu că bietul Durieu a căutat-o peste tot, răscolind prin gări și prin porturile de unde plecau vapoarele către America Latină, unde el credea că va merge. Dar ea era în gara Strasburg, unde a ajuns cu o trăsură. A fost primită cu fast de către personalul care o instalează într-un vagon salon ce a fost rezervat, un personal care o numește Doamna Contesă. Iar ei, asta-i convine de minune. Degustă încântată identitatea nepoatei regelui. Era contesă. Ce mai putea conta? A devenit altcineva. Și câtă voluptate în acel salon capitonat care o purta către noul său destin. Ajunsă la destinație în Austria, românca noastră de origine franceză se dă drept o italiancă, fină a regelui. Până la urmă, așa i se ceruse. Ce mai contea că lumea nu credea o iodă și că presa se săturase de atâtea fine ale regelui? Încă una. În fond, cui păsa? Regele o amețea cu daruri și tot felul de atenții deloc ieftine.
Nu avea importanță pentru Blanche decât că trăia visul cel mai frumos al vieții sale și când ai 16 ani nu te obosești să te întrebi cât va dura, cât putea de fapt să dureze. 65 de ani avea Leopold. Și ce avea să se întâmple în afară de să îmbătrânească sau să moară? Și chiar și așa, ei tot îi mai rămânea destulă viață după asta. Nu avea cum să meargă rău, ba, dacă era deșteaptă, avea să-i meargă colosal toată viața. Regele se afla în relații groaznice cu fiicele sale și cu soția cu care încă mai era însurat, tocmai datorită nenumăratelor sale amante. Moștenitorii nu avea, deci muncise degeaba de peste 30 de ani să ducă regatul Belgiei acolo unde era. Avusese de toată în viață, deși se însurase de tânăr și avea o căsnicie austeră, dar Blanche îi intrase la suflet și nu părea să dorească altceva decât să-i facă viața excepțională, iar ea își pusese în minte să-i oferă un moștenitor. Între timp, el, Leopold, îi cumpără vile, unele chiar foarte aproape de Palatul Regal ca să poată ajunge pe jos la amantă. Insistă să-i spună prea bătrânul, căci în China era cel mai frumos titlu care se putea acorda unui bărbat nobil, iar pe ea avea să o numească prea frumoasă. Blanche nu era așa ceva, în orice caz. Era apetisantă cu acel strop de vulgaritate necesar pentru a incita pe oricine și avea, fără îndoială, o pricepere sexuală care se potrivea de minune cu puternicul apetit al lui Leopold al II-lea. Cât despre cum era Blanche al noastră sau Caroline, aceasta a fost descrisă de către presă, care a început să stea cu ochii pe ea, ca fiind înaltă peste medie, plinuță, dar grațioasă, cu un ten și o piele frumoasă, cu o masă de păr castaniu, în caracter era orgolioasă, ascuțită și iritabilă, și prost educată și insista să fie tratată cu respect, căci de nu, toată lumea avea să se confrunte cu nemulțumirea regelui. Chiar dacă nimeni nu-i promitea nimic, Blanche știa că nu avea să se mai întoarcă vreodată la viața modestă pe care o lăsase în urmă. Suporta cu amuzament meteahnele bătrânului, obsedat de sănătate și de o grămadă de alte chestii. Profita până și de spaima lui față de răceli, folosind-o ca să țină departe presupusele sale amante. Era suficient să mintă despre ele că erau răcite, iar Leopold fugea cât colo. Nu-i râdea în față nici când îl vedea cu barba acoperită pe vreme de ploaie, ca să nu-i o ude apa. Pe semne că devenea înțeleaptă, îl lăsa între ale lui. Numai așa poți până la urmă să ții un bărbat capricios lângă tine, mai ales dacă este și putră de bogat și influent. Și apoi, până la urmă, pe cine mai putea avea ea mai bine de un rege? Deși se prefacă să ascund, lumea știe. Și în ciuda toate, pamflete și caricaturi pe seama lor nu se opresc, mai ales când el îi cumpără case una după alta și o umple de bani. Blanche noastră de la Croix călătorește frecvent la Paris pentru a-și vizita confecționarea de rochii și pălării, lăudându-se cândva că a cheltuit 3 milioane de franci pentru rochii la un singur magazin cu o singură ocazie. Caroline Blanche noastră s-a plâns odată lui Leopold că trenul expres de seară înapoi la Bruxelles îi dădea prea puțin timp să facă cumpărături, iar bineînțeles că Leopold a aranjat în așa fel încât trenul să plece o oră mai târziu. Insista să apară și ea în public, în apariții oficiale, chiar și când trăia regina Henriette. Noroc că aceasta și-a dat duhul rapid, așa că iubirea lor nu mai avea opreliști. Leopold putea să-și afișeze amanta în voie, dar Blanche noastră sau Caroline mai face și porcării. Se întrevede, oare întâmplător, cu Durieu al ei. Ea era acum multimilionară, iar el tot la fel, lefter. Și ce face nesăguita? Îl invită la vila ei. Nu se știe câte ture o fi făcut locotenentul pe acolo, dar într-una dintre dăți vine observat de către oamenii regelui care, până la urmă, mai de rușine mai nu, îi raportează. Blanche se apucă să mintă că, de fapt, este fratele ei vitreg, unul pe care l-avea așa, din întâmplare, scos din mânecă. Iar regele, bineînțeles, ce credeți, o iartă și îi propune să nu se mai redeschidă niciodată subiectul acesta. Iar când Leopold spune, de fapt, ordonă. Nici el nu mai deschide subiectul, dar nici ea. Așadar, Durieu este trimis iarăși în uitare de către Carolina noastră. Oare definitiv?
În orice caz, Blanche nu are de ales. Dacă voia viața bogată pe care o ducea, trebuia să facă o alegere. Și alege iarăși înțelept. Avea abia peste 23 de ani când îi naște primul copil lui Leopold. Deși acesta îi oferă titlul de baroneasă de Vougan și recunoaște copilul ca fiind al său, nu îl poate include în linia succesorală pentru că nu era căsătorit legal cu Blanche. Micuțului îi revine numele mamei, dar primește un ducat ca moștenire. Se nasc doi copii până la urmă, doi băieți din această uniune, copii care concurează cu fiicele lui Leopold de la obținerea averii uriașe pe care acesta însuși o deținea, mai ales datorită unor acțiuni din Congo. Pe patul de moarte, încă certat cu fiicele sale, Leopold se căsătorește în secret cu baroneasa, căreia îi lasă averi impresionante, însă nici așa fiii săi nu sunt trecuți în linia de succesiune. Dar fără grijă, a aranjat ca cei doi fii ai săi să fie bine îngrijiți după moartea sa. Conform legislației belgiene, cei trei copii legitimi ai săi rămași în viață, adică cele trei fiice, aveau dreptul la o parte considerabilă din averea sa, indiferent de conținutul testamentului regelui. Cu toate acestea, acest lucru se aplica numai pentru averea pe care regele o avea în Belgia. N-avea nicio incidență asupra averilor obținute din străinătate. Iar fetele, adică prințesele regale, n-aveau niciun acces la aceste bunuri. Dar Caroline, Blanșa noastră, da, ea și băieții ei. Gradul exact al bogăției lui Caroline a fost întotdeauna problematic de urmărit, deoarece regele a plasat atât de mult din avere în diferite surse, adesea dificil de localizat și de măsurat. De exemplu, în 1912, câțiva ani mai târziu după moartea lui, a fost raportat că averea estimată a regelui era de 65 de milioane de franci, o avere imensă pe atunci, din care Caroline a primit doar 7 milioane de franci, în timp ce alte surse au subliniat un număr încă mai mare și că majoritatea banilor proveneau din acțiunile din Congo. Franțuzoica noastră, născută pe plaiuri românești, era fără limită de bogată. Mama a doi copii care nu aveau regat, dar bogați cât să poată cumpăra titluri și proprietăți la alegere, pe care le-au și avut fără îndoială, căci Leopold nu i-a lăsat de izbeliște, chiar dacă nu le-a oferit gradul de alteță regală. Lucien, băiatul cel mare, a obținut titlul de duce de Tervuren, iar Filip, conte de Ravenstein. Iar ea, baronesa Vougan, fără să aibă ținuturi aferente, era încă tânără și liberă să se mărite. Iar la 27 de ani era și văduvă, dar și bogată. Și se mărită. Cu cine? S-a căsătorit de data aceasta pe bune cu Antoine Durieux al ei, fosta ei dragoste lăsată baltă în Paris, la Élysée Palace și, bineînțeles că n-a așteptat mult să-l ia de bărbat. Circa vreo 7 luni după ce a murit Leopold. Au divorțat apoi rapid, Caroline rămânând în continuare la fel de bogată, dar ajutând pe Durieux să obțină și el ceva avere de pe urma ei. Evenimentul acesta de divorț rapid a declanșat o serie de bănuieli că Durieux și Caroline au fost într-o perpetuă relație de proxenetism și că, prin căsătoria și divorțul de el, s-au lichidat acorduri financiare pe care aceștia le aveau. În cartea sa, pe care Caroline evident a scris-o mai târziu, bazată pe memorii, precizează doar cât de mult l-a iubit pe Leopold și cât de fidelă i-a fost. Durieux a adoptat pe cei doi fii pe care îi avea Caroline și le-a oferit un nou nume. Așadar, Lucien era de la Croix Durieux, iar Philippe Durieux. Nu s-a mai căsătorit apoi niciodată Carolina noastră și a trăit aproape încă 40 de ani după Leopold. Unul dintre fiii lor, mezinul Filip, moare în 1914, iar cel mare, ducele, a trăit îndelung, bucurându-se de viața confortabilă care i-a fost hărăzită. Decedează în 1948 la 65 de ani, trăind o jumătate de secol în bogății în urma întâlnirii de-a dreptul întâmplătoare cu un rege. Sigur că nu ni se întâmplă tuturor să ne împiedicăm de un rege pe stradă, dar dacă ne-am împiedica, oare ce destin am avea? A fost înmormântată la Cambo, de unde, ironia istoriei,
Tot ca să-și facă o viață mai bună, a plecat o tânără fată cu numele Lilian, iar aceasta se căsătorește mai târziu cu următorul Leopold al III-lea al Belgiei și devine prințesa Lilian de Reti. Nu-i așa că întâlnirea destinică este întotdeauna interesantă? Vă mulțumesc, dragii mei, că m-ați urmărit și vă aștept la noi povestiri data viitoare. Otilia, toate cele bune!